Este uimitor cum devenim mai buni odată ce suntem loviți de necazuri. Greutățile ne fac mai puternici, iar cei ce știu să treacă peste ele se bucură de o imunitate mai bună la momentele de cumpănă. Instrumentistul și dirijorul Nicolae Bătgros a muncit din greu din frage de copilărie. Cu toate astea, nu a ignorat studiile și a continuat drumul spre perfecțiune. Au trecut zeci de ani de atunci și vioara maestrului încă mai plânge. Nu acceptă nicio greșeală, nicio slăbiciune care ar pune în pericol calitatea cântului lăutăresc. Acum 35 de ani, Nicolae Bătgros a luat în mână bagheta de dirijor cu multă responsabilitate, devenind în timp nu doar un bun conducător artistic, ci și mentorul colectivului. Am întâlnit oameni scris tot așa, încheptănați și berberiți, așa cum erau cândva să o facă roca romani, veneau neberberiți, nespălați. Vai de capul lor, și eu le spuneam, zic, mânzi tot așa cheptănați, aranjați ca azi. Nu este prea școlit, nici un mare entuziast. Mai degrabă, talentat, spun mulți. Dar cum a reușit să dea suflet fiecărei melodii, nu poate explica nimeni. A cântat la toate instrumentele dintr-un taraf tradițional moldovenesc. Un lăutar trebuie să știe a cânta la toate instrumentele. Este un fapt cert și Nicolae Bătgros a însușit aceste lucruri încă din familie. Cu ocazia aniversării a 60 de ani de la naștere și 35 de ani de activitate în cadrul Orchestrei Lăutarii, au loc repetiții intense. Anul acesta, Nicolae Bătgros vrea să scoată în scenă 60 de instrumentiști. Parcă Dumnezeu un pic mă ajută, deja am strâns foarte multă lume, vreau să aduc cifra 60 de muzicanți. Muzica nu se va dezlega de sufletul meu, nu până... Poate și de acolo și din Secrioan să cânt când ați fiu. Are mari cerințe față de cei care lucrează în orchestră, dar el îi cu minte, el e credincios, el are suflet mare. Când are concert în Chișinău, numai să anunță, el nu-i trebuie să muzicant să-i plătești, ceva, e tăi să-ți gata, tăi să-ți doresc să vii să cânti cu Bătgros. Au făcut mai mult decât toți politicienii noștri care avem noi. Politicieni democrați, dar unii democrați în ghilimele. Apoi el a făcut mai mult că dovedească noi, vreau să zic, că avem aceleași tradiții, noi avem aceeași muzică, noi avem aceeași limbă. Artistul emerit al Republicii Moldova, artistul poporului, deținătorul Ordinului Republicii, mai este prim dirijor al colectivelor artistice aflate sub egida Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova și a României. Nicolae Bătgros poartă epoleți, este major în rezervă. Nicolae Bătgros, dirijorul în grad militar, a adunat cei mai buni muzicieni din România. Ce credeți? N-au rezistat aceste discipline orchestrale, artistice, impuse de maestru Nicolae Bătgros. De la sârba moldovenească până la sonata lui Beethoven, orice poate fi redat de iscusitul arcuș al maestrului. Însă, care a fost prețul succesului său, Nicolae Bătgros nu va uita niciodată. Este hotărât să vorbească despre asta, ca să le lase o lecție urmașilor. Caracterul puternic al maestrului s-a format încă din copilărie. La vârsta de 5 ani, pentru prima dată a luat toba în mână. Iar peste 2 ani, când s-a familiarizat cu instrumentul, a pornit cu tatăl său pe la nunți. Deși era istovit de muncă și frig, Coliță Bătgros deseori trăgea cu urechea, pentru a fi tot mai bun în ceea ce face. La Colea se observa talentul de muzică din mic copil. El nici 6 anișori, cred că n-avea, pe când de acum bătea doba și avea un aud muzical deosebit. Tatăl zic, numai noi așa putu lecuță, că ne mișca, gata, la anunț, știți cum la școală. La școală trebuie să se frecventeze în fiecare zi, noi venim obosiți lunea,
Nu putem, suntem dorne. Se întâmpla să doarmă la lecții, dar copiii erau învățați și știu că îl lăsau să se odihnească, fiindcă era obosit. Tatăl maestrului, Dumitru Bodgros, sau, cum îi se spunea în sat, Mitică, înțelegea foarte bine că face rău copiilor ducându-i pe la nunți. Lăutarul era cunoscut în toată regiunea de sud a Moldovei, datorită profesionalismului și talentului său, dar îl așteptau acasă 8 copii pe care trebuia să-i întrețină. Tot greul le revenea băieților mai mari, lui Vasile și Coliță Bodgros. Tata era un care era cu auz absolut. Auzea muzica, cânta radio și el spunea tonalitate, spunea, cânta diferită muzică, cânta Strauss, cânta muzică foarte interesantă. Și eu a spus că, da, într-adevăr, Nicolae să fie un om mare, care să merită toată lumea. Așa și este. Să ții 8 copii numai cu o vioară era greu. Noi trăiam, așa, ca să fie mai clar, am trăit foarte greu. Cât când sat la mine, eram 2-3 familii cel mai greu care trăiam și eram mulți și nu se ajungea. Din sâmbătă în sâmbătă, să când să adun bani, era foarte greu. Era un băițel foarte mic, așa micuț și slăbuț, numai ochii parcă avea numai ochii și aparte că nu se vedea de la tot. Oamenii se mirau mai mult de mine cum bate o dobă decât cântau ei și el le spunea că el va fi un mare artist. Coleșor, colețe, toată lumea așa îmi spune și unde nu mă vedeau, vineau, îmi dădeau o bombană, o sticlă de apă dulce, o piciană, ceva, știi cum era la noi la țară, că altfel cum poți să... Vedeam un copil la tobă, 7 ani de zile, pe drum și era ceva, o minune și tot îi făcea observații lui tata, îi spune, măi, nu-i chinui băiatul, că n-a să crească, eu într-adevăr n-am crescut așa de mare, n-am crescut în ant, fiindcă unii era așa o tobă, am chinuit-o vreo, am dus-o bine vreo 6-7 ani de zile în spate. Din sat în sat, Coliță împreună cu tatăl Mitică și fratele mai mare Vasile făceau 10 de kilometri pe jos. Cântau pe la nunți și cu mătrii zile întregi, iar răsplata era mult prea modestă pentru o familie atât de numeroasă. Ca să stai un copil, să stai în staniștea satului, în cizme de cauciuc, să cânte zile întregi, nu rezistă niciun organism. Dar uitați-vă că eu am fost încă rezistent, eu am rezistat foarte mult. Îți aminte cum veneau oamenii și mi-aduceau de acasă pâsle. Încălțau cu dânsele și îmi puneau de sub paie la picioare. După ce terminam cântarea, le lăsam ori la stăpâni, ori la cineva, le lăsam să le ducă la oameni înapoi. Și îți aminte un caz că eu am lăsat pâslele să le ducă la cutare, nu știu cutare, și omul cealaltă la 1020 și când nu, coleșor, eu ți le-am dat ție, să le ai tu, să le ai și atele. Dar eu zic, cum, pentru mine, că nu era obișnuit să primesc așa cadou, zic, nu, asta e, ți-le ții, că tu o să mai ai de cântare și o să duci așa, ai de... Ne cumpăra mama săraca, niște de râzări și mai erau, și bote, mai țin minte de ce. Clar, într-adevăr, era frig, când tu iei, nu știu ei. Și lumina este încălțat, degerat, pe la mâini. Odată am cântat 21 de zile, non-stop. N-am fost acasă deloc. 21 de zile, ni berberița, nu știam, n-am văzut televizorul, n-am știut ziară, nu știam ce unde suntem. 21 de zile la rând au făcut țiganii la Soroca nunți și noi 21 am stat acolo zi la zi și am cântat nunți. Noi eram vai de capul nostru. Mergeam cu perechii de cizme, toți la școală, pe rând mergeam. Și... Țin minte că l-am primit cu fratele meu, Vasile, cu un costum cadou. N-a fost o sărbătoare mai mare în viața vieților. Eu n-am văzut mai mare sărbătoare decât să primești un costum, că noi habar n-avem. Noi purtam cu faica și care era, ce mai, niște pulovere, niște pantaloni, vai de capul. Dar să ai un costum, un costum de gală frumos, niciodată nu mi l-a cumpărat așa mărișor, era, mi-a ajuns vă 3 ani de zile l-am purtat. Eu, fiind o leacă mai tare de șire, deodată n-am mai ascultat. Când vedem că e prea frigul ăștia, zicem, colerăm nesărat cu tata. Și bătea dobă până la urmă. N-am dormit nopți multe, nu spun câte, dar foarte multe n-am dormit. Deloc nu m-a supărut lucrul ăsta, că acest lucru mi-a dat o lecție mare. În primul rând, ca muzică, ca om. Mi-a arătat cum se câștigă banul. Mi-a arătat cum trebuie trăit în viață.
În familia Bodgros erau rânduiale veche, cum spun tradițiile din moși strămoși. Chiar dacă trăiau în lipsuri, toți copiii munceau, erau cuminți și curați. Exista o singură excepție, atunci când Coliță lua vioara în mână. Era vorba în casă, trebuie făcut de dus, de adus lemn, de adus apă. Coliță nu mă auză și eu strigam, Colea, apă, amuș. Și numai vedem nici la fereastră. Eu mă ocup, tata, dă-i pas, el se ocupă, du-te pe șadă. Fravioara de la tata cânta, în pod să ascundem, mă rupe strune, mai face pozne. Eu nu vedeam să plece la club, dar noi și noi, fetele, noi nu prea eram noi cu distracțiile cu asta, pentru că așa erau părinții, eram cam puțin mai strânși cu treaba asta. Și deseori îl vedeam mai mult că se ocupa la vioară. Asta era toată, probabil, așa îi plăcea lui. Au trecut aproape 20 de ani de când tatăl Mitică nu mai este în viață, dar de fiecare dată când pune mâna pe vioară, Nicolae Bodgros este cuprins de dor, iar amintirile îl readuc la horele din sat, la explozia de energie care îi răvășea sufletul. Mie îmi sună și acum în urechi muzica pe care au cântat-o orchestra lui tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, vioară, clarnet, flaut, trompetă și dobă. Credeți-mă, mame bune, vă spun sincer din suflet. Păsările care îi zburau, vineau și se întreceau cu ei la cântat. Tatăl meu a fost un muzicant mare și a împlinit visul prin mine. La 15 ani, Coliță a plecat din satul său natal, Badicul Moldovenesc, ca să-și încerce norocul la școala de arte din Soroca. A plecat pe furiș, păzind cu sfințenie cele 30 de ruble date de mama Eugenia. Era un copil foarte simpatic și foarte disciplinat. Neavând școală terminată, el în prima jumătate a anului de învățământ a dovedit cu unul din cei mai buni de elevi. Prindeam foarte des Radio București și la Soroca, că mai duceam, dormeam cu un radio mic așa, dar ascultam Europa Liberă, ascultam Vocea Americii. La Soroca aș întâlnit-o pe fata cu căpruș și gâță mare. Erau multe fete în clasă, însă numai Lidia i-a făcut obrazul să roșească dintr-o singură privire. Totul a început la culesul prunelor. Uitându-mă așa mai atent, când am văzut eu coada asta, cum îi zicem, gâța asta, e frumoasă, o împletitură avea și... Nu, mai făcea el cort, mai degrabă eu l-am invitat la un film, țin minte, Nunta în Malinovca, cum spune, Svadba în Malinovca. Привет от доблестной красной конницы Котовского. От конницы? От красной! O fi sau nu vinovată, ispititoarea gâță a Lidiei Bejenaru, nu avem de unde ști. Însă de atunci până în prezent, ei tot împreună sunt. Când vezi că e sufletul tău, că e sufletul lângă tine, nu poți să-ți bați joc de ei. Nu-ți poți bate joc. Fiindcă oricine ar fi, în viață nu-i mai scump decât familia. Așa ca struna de vioare, e sensibilă, adică depinde cum te atâni. Atent la tot ce făcea, era gingaș. Am 42 de ani de când trăiesc soția și totdeauna descoperi totdeauna lucruri frumoase. Încă descoperi în soția mea. Eu chitesc când e doarme și repijor mă îmbrac ca să șterg mai răb de casă. Și nu mă dau să dau cheie încolo, dar da unde? Dar ți-am pus pe masă ouă fiert, le-ai mâncat, las că vin mai încolo. Nu, acum toate să mănânc. Că știi că dacă mă pornesc la lucru, e gata, eu acum e ora 3, eu încă n-am mâncat încă. Împreună toată viața am fost și în turnee, și acasă, și la spectacole, în lumine, la festivități, toată vremea practic am fost împreună. Dar când se trecoare un rău în familie, ei au timp pentru asta, nu e o problemă. Sunt foarte fericit că am trăit o viață frumoasă, demnă de exemplu. De pildă, sunt foarte împlinită ca femeie și fericită, fiindcă trăiesc alături de Nicolae Bodgros. Deși nu odată avusese crie în propria familie și era cât pe ce să divorțeze, a știut să treacă de momentele de slăbiciune de dragul fiului său, Cornel. Trădarea fostei sale nurori, Adriana Ochișanu, l-a lovit pe neprins de veste. Nicolae și Lidia Bodgros au construit o familie unită, în care nu era loc de invidie sau concurență. Se mai strecura gelozia în relația lor.
însă grijile i-au făcut să uite de pornirile dușmănoase. Bucuriile și necazul, dorul și patima, pe toate au știut să le împartă în două. Iacă vieți aici era un balcon, adică fereastra era, și apoi acolo era și ușă. Și ieșeam, jumătate de metru era balconul, practic nici nu foloseam. Erau anii 70, când Nicolae Bodgros, în calitate de violonist în Orchestra Mugurel, a Filarmonicii Naționale, a primit o cameră la cămin. În doar câțiva metri pătrați au locuit timp de 4 ani el, soția și nou-născutul Cornel. În cămin și dansatori și de la corala doină și jocul și orchestranța. Aici locuia și Valentina Cojucaru, Anastasia Istrati, Maria Dragan Regretata. Și acasă, asta, camera unde am trăit noi prima dată cu domnul Bogos. Noi când am trăit Chișinău, n-am avut unde să trăim. Cu greu am obținut o cameră 4 metri, așa și 4 așa. 16 metri, dacă avem la mine, de 16 metri camera. Și acolo s-a născut Cornel. Vine cineva de la seară, aici dormim jos, punem și dă de Dumnezeu și aici am încăpătăți. Deschidem ușa la șponier și punem două scaune ca să-i punem alghiuța lui Cornel și o scaldam. Să închipăși. N-am avut nici ajutor nici la părinții, că le era tare greu. Această cameră ascunde tainele primelor reușite și necazuri ale familiei Bodgros. Aici a avut loc una dintre cele mai complicate discuții pe care a purtat-o vreodată Nicolae Bodgros cu fratele său Vasile. Era cât pe ce să-și părăsească soția, însă fratele mai mare l-a îndrumat să n-o facă. Au fost mai multe locuri, mai multe momente, au fost chiar două, trei momente în viața noastră, când au fost niște lucruri, niște rupturi de viață. Ei s-au certat, el cam o dată mai nervos, și el pleacă, el se duce, Cornel era în tel. A stat la masă acolo în casă, a venit să mă hotărât cum așa, nu de jeliță, ești las, iau-te-l cu minteluț. A stat, s-a gândit și a zis că, bun. A venit la mine și a zis așa, băi, tu nu uita că eu, tu ești artist mare, dar eu sunt fratele tău. Când ați vorbesc eu cu tine altfel, ați spară rău. Și eu am înțeles care este situația și de atunci știu că am frate mare, mai mare. Și niciodată nu mă supăr pe el. După acea întâmplare, Nicolae Bodgros era mereu alături de Lidia. Călătoreau mult, având turnee pe întreg teritoriul al Uniunii Sovietice, cât și peste hotare. Fiecare dată când venea din turneu cu mama, mi-a ducea multe cadouri, haine moderne, că atunci nu prea se găseau la noi. Deci au fost niște părinți grijulii, dar foarte dornici de mine. La fel și eu eram dornic de părinți, că adesea îmi lipseau chiar. Tata este un om foarte pragmatic și un om cu bun simț și cu multă răbdare. Succesul și aprecierea publicului îi aduceau lui Nicolae Bodgros nu doar bucurii, ci și multe ispite care puneau în pericol fericirea familiei. Dacă n-ar fi femeia puternic, bărbatul nu face nimic. Am fost la egalitate cu toți, uneori chiar și mai jos. Că am vrut, vreți mare artiști, poftim. Eu am știut și am ținut cum că eu trebuie să am familie. Au foarte multe și admiratoare care mă admirau și care îmi făceau și curte și nu știu ce. Și asta era mai greu. Și la o vârstă de 60 de ani, eu și acum primesc complimente, primesc flori, primesc felicitări, primesc niște lucruri pe care lumea le face din suflet. Împreună mergem și la biserici, la mănăstiri și ținem mult la ceea ce avem, la băiatul nostru, Corneliu, nepoțelul Cristi. De soția mea mă ține sufletul ei, curățenie ei sufletească, mă ține că ea este o mamă adevărată, este o mamică dulce și știe să ții familia în mână. După o cale atât de lungă, în care au luptat pentru dragostea lor, soții Bodgros au fost puternic afectați de despărțirea fiului Cornel de soția sa. După 17 ani de căsnicie, Adriana Ochișanu a plecat din familie. E cam dureros totuși pentru ambii, dincolo de orgoliu sau nu știu ce, tot ce este dureros. Avem atâtea activități cu Cristi împreună, încât nu avem timp să ne gândim la acest lucru.
Soții Botgros au fost expuși mereu curiozității lacome a jurnaliștilor, motiv pentru care și de această dată au acceptat provocarea. Lăsați copilul, bărbatul, că Corneliu nu a vrut din casă. De ce îți duc din casa lui când o să-i cumpăra de taic-su? Și prima și a doua, și mașina care mi-e foarte scumpă, tot e de Botgrosul lac. Și am o trăiește de la deasă, pe etajă, cu un haideu, dar eu nu închep și bărbatul așa la străiești, la care e plătești toate chestiile astea. Nu știu că să scăte, mi-e s-o sănătate. Păi ăsta de-a mea doilea haideu, primul e închisoare, care o am ieșit-o de 7.000 de euro. Și aici se face dosarul, Sergiu. Și acolo s-a minusat. Nora a fost învinuită de infidelitate mult mai devreme, însă pentru Nicolae Botgros, plecarea ei din familie înseamnă o trădare. Chei de biserică nu-i nimeni în ziua de astăzi. Ce vrem? Nu vreau să spun, să mă bat pe un piept de ori, dar eu cel mai cinstit sau nu știu, asta e un păcat de vorbit. Dar trebuie să știi să reglezi familia, că totdeauna într-un cuplu nu-i divină numai o persoană. Cuplu-i divină, doi oameni divin. Fiul Cristei își alungă gândurile negre cântând la vioară. Programul său zilnic este atât de încărcat încât băiatul abia de găsește un minut pentru meditație și atunci îi bate dorul la ușă. A spune că are concert, nu, nici n-a putut, ea de două săptămâni deja nu m-a văzut. A spus că nu mai poate trăi cu tata, dar a spus că nu m-a lăsat pe mine. Păi nu înțeleg cum nu m-a lăsat pe mine dacă eu am rămas cu tata. Pur și simplu a luat și s-a dus așa. Cred că să fie mai bine cu tata. Eu am fost și la un psiholog foarte cu renume la noi în țară. Și acel psiholog mi-a zis că este foarte acum surprins că de obicei copiii sunt cam afectați, dar dumneavoastră ei zice că e destul de vertical copilul și foarte tare psihic. Divorțul s-a dovedit a fi unul de durată și anevoios. Judecata urmează să stabilească cu cine dintre părinți va rămâne băiatul de 13 ani și cum vor fi împărțite bunurile agonisite în timpul căsătoriei. Copilul lângă mine, una la mână, doi, sunt în orchestră, cu mulți prieteni, cu metri și așa mai departe. Dar cel mai important, când mă culc seara și nimeni nu m-a mințit într-o acea zi și mă scol dimineața și la fel, nu mă sunt amăzit și dus de nas. Umbra copilăriei grele l-a urmat pe Nicolae Botgros mult timp. Cel care pare să fie avut de toate a fost deseori ocolit de noroc. În vara anului 1975, Nicolae Botgros era la pat. Suferea de o formă gravă de tuberculoză, boală care a moștenit-o de la nunțele petrecute în corturi, în umezeală și frig. Amintindu-și de acea perioadă destul de dificilă din viața sa, maestrul regretă un singur lucru, că nu a fost alături de soție când s-a născut Cornel. Eu am avut o cumpărare foarte mare atunci. Eu nici nu știam că am suferit de plămâni. Eu am stat 8 luni de zile, m-am lecuit. Am stat cu Dumnezeu să ierte regretata Maria Drăgană în spital. Un an de zile și am fost scos de la evidență. În aceeași perioadă, Lidia Bejenaru era la maternitate. Legătura dintre cele două inimi îndrăgostite se făcea prin telefoanele de pe holurile spitalului. Tot sunam din spital, sunam la maternitate. Botgros, nu, o săptămână, a doua săptămână când sun, într-o zi îmi spune că da. Și eu am pus receptorul și n-am mai întrebat ce a născut, că nu, dar nu știam atunci ce naște, știți, că nu ne spune dinainte. Iar receptorul și întreb, spuneți, dar ce a născut? Și aveți băiat. Iar am pus receptorul și am uitat și iar mai sună o dată, dar cum, câte kilograme, cum se simte soția? Dar o femeie aceea se trasă de mine. Avem impresia că toți vor să mă felicite, să-mi spui felicitări. Așa avem impresia eu, dar mă rog, așa eram copil atunci, cu 21 de ani aveam. Aceleași emoții, poate chiar și mai intense, le-a trăit maestrul la nașterea nepotului său. Cine altul dacă nu Cristi este întruchiparea dăruirii și blândeții marelui Nicolae Botgros. El seamănă bine cu tatăl meu, Cristi. Și l-a mers și l-a... Da. E condamnat în ghilimele.
să devină un muzician de performanță. Cea mai mare piedică este lenea din tine. Trebuie să ai, să fii deosebit de insistent, răbdător și niciodată să nu renunți la perfecțiunea asta care o cere vioara. Cristi a luat vioara în mână la vârsta de 6 ani și de atunci exersează intens pentru a deveni unul dintre cei mai buni violoniști. Băiatul însă nu se mulțumește cu școala muzicală din țară și vrea să-și continue studiile la conservatorul din Viena. Dunelu nu are nimic împotrivă, doar după 18 ani ești liber deja, adică poți face ce vrei. În mod deosebit apreciezi maestria lui, uimește oamenii prin cântul lui, cum cântă la vioară foarte mult admir, mai ales muzică populară. Timpul le va așeza pe toate la locul lor. Lăutar sau violonist la vreo orchestră europeană, Cristi cu siguranță va reuși, odată ce trece prin școala renumitului Nicolae Bodgros. Alt masterat cred că nu mai trebuie, știi? Dacă s-a activat în orchestrul Lăutare, tot cere maestru Bodgros, cere la maxim. Sunt sortit să fiu umbra lui tata, dar asta nu mă afectează deja. Pentru că m-am și obișnuit și cred că și publicul, pentru că chiar mi-am zis așa și am spus și la prietenii mei și la multe rude că pot să fii de 10 ori mai bun ca tata, oricum, exact ca el. Genial, o să fie niciodată nimeni. Unii mai simplu, mai frumos. Sunt niște lucruri extraordinare. Muzica populară nu e complicată. Țara noastră merită să aibă o orchestră. Este frumos și este plăcut când le se spune acolo în rând, uite, au venit mai basarabenii și ne-au adus muzică frumoasă. Geniul Viorii s-a dovedit a fi și un geniu în administrarea orchestrei. La noi vizi amutăți? Nu. Cine n-are? Noi îl numim doctor. Tata îi spune lui ei. Asta și un mare om, el din Mitele spune, asta și un băiet doctorul tata. Duce toată responsabilitatea față de noi. Orice întrebare care o avem, întâi trebuie să-l întrebăm pe domnul maestru și prima să o punem să o clarificăm mai departe, se poate sau nu. Îi ajută pe teț, nu e o problemă că colea să nu sară. El o a auzit, el e primul, noi îl sunăm, el hotărește cu întrebările astea, nu se discută. Nu este distanțat sau arogant, că iată, el e așa o celebritate și noi suntem niște așa, simpli și el e foarte minunat. După plecarea din sat a celor doi mari muzicieni formați de tatăl Dumitru Bodgros, sora Natalia împreună cu mezinul Gheorghiță au creat un ansamblu mic în memoria tatălui lor. Înaintea sărbătorilor, repetițiile sunt întoi. Ți-a fost scris în cartea sorții să te naști cu un dar sfânt, prin cântec să-mi aduci darul, veselia tot prin cânt. Niciodată nu e la fel. Orice interpretare este inedită. Este scânteia unui gând și a unei emoții. Vă mulțumesc pentru repetiția de azi, de ieri și cei de alaltă ieri. Și cei ce a rămas 35 de ani, an de an, va rămâne și de anul ăsta. Nu e o rușine să spui la nimic, am mâncat o pescă de pâine de pe folclor. Nu e rușine. Scoate făcut bani pe orice, te zbraci cu chelea, îmi pe afară, îi arăți la lume ce n-ai și trebuie și nu știu ce, și faci un ban. Dar să faci bani pe meserie adevărată, nu e rușine niciodată. Eu am fost din părerea asta și rămân din părerea asta totdeauna. Lăutarul neamului românesc duce dorul de casă oriunde s-ar afla și la cei 60 de ani își dorește un singur lucru. Orchestra să rămâie așa cum este. Eu n-aș putea să trăiesc fără orchestra Lăutare. Pentru mine, orchestra Lăutare rămâne. Va rămâne o icoană a vieții mele. O lecție de viață dată de Nicolae Bodgros nu poate fi uitată. Viața merge mai departe și istoria succesului său continuă.